Avem o studentă aici la Brașov, dar ea este din Pitești. Absolventa facultății de muzică și acum la master, la chitară clasică. Iată că, la insistențele colegilor, o să spui tu. Da. Dacă mă lași. Andreea Voicu. Mă numesc Andreea Voicu și colegii mei din Ascor, prietenii mei, familia mea, mica mea familie de aici, mi-a făcut o surpriză. M-au înscris la concurs fără să-mi spună. Aseară, la ora 8, primeam un telefon în care spunea mâine trebuie să cânti la festivalul lor de folk. Și am spus să poftim. Acum nu vreau să-i dezamăgesc și vreau să închei prietenia mea cu ei prin cântecul ăsta. M-am scris cu două piese, Trun în Abuzeni și Stai lângă mine, mamă. Piesa asta le-am cântat-o lor când am intrat în această asociație. Se pare că le-a rămas în minte așa. Vreau să dedic această piesă mamei mele. Am învățat-o în momentul în care am fost pe punctul de a-mi pierde mama. Și aș vrea să dedic piesa asta tuturor mamelor și să le felicit că sunt mame. Dacă tu spunea cineva că suntem în familie, că
atunci când am ascultat melodia aceasta, pe care eu nu știam până să moară Mădălina, mi-au dat lacrimile. Tocmai la seama ce traumă interioară teribilă să aibă o persoană să ajungă la acest gest cu un copil mic acasă. Da, vreau să o odihnească pe Mădălina Manole și felicitări pe toți cei care au concurat astăzi.